Vocea? Sau cum veni peste noapte că sunt în șomaș tehnic? De ce este important și de ce scoatem și noi în evidență acest lucru? Este că, în afară de presă, nimeni nu a luat nicio măsură, nimeni nu a venit cu ceva informație clară privind acest lucru. Și iată că, în acest moment, peste 1000 de persoane sunt în situația care sunt. Cu ceva timp în urmă, noi am scos în evidență și acest lucru și de fiecare dată am arătat că suntem într-o situație neclară și petrochimia se află într-un moment delicat. Așa cum spuneam, nimeni dintre autorități, cei care ar trebui să spună ce e de făcut, nu vin cu soluții. Și pentru mine sunt mari semne de întrebare privind viitorul petrochimiei. Dacă mergem până mai jos, eu, din punctul meu de vedere, cred că este luată o hotărâre și, practic, în momentul ăsta, OMV încearcă închiderea totală a aspectivului.